fetele sub 17 ani sunt neînvinse în acest sezon. Junioarele sub 15 ani au terminat pe locul secund în competiția organizată de Federația Română de Fotbal. Ce obiectiv au fetele? Primul obiectiv e ca să am cât mai multe la echipa națională, că asta e o mândrie. Deci Dinamo are 4 fete, care sunt 2 de la U17, 2 de la U15. Deci Rania, Caragiuliu, cheamă Rania, și Nicolae Georgiana sunt la U15, în lotul lor, și la celelalte Popa Mădălina și Neacșu Delia. Mă numesc Neacșu Delia Maria și joc la Dinamo. Tu? Mă numesc Caragiuliu Rania și joc la Dinamo. Eu sunt Popa Mădălina Elena, joc la Dinamo și la Națională. Mă numesc Nicolae Georgiana și joc la Dinamo. Cum e să joci și la Dinamo și la echipa națională? Ce simțiți când jucați pentru Naționala României? Păi este într-adevăr o provocare, trebuie să dăm tot ce putem pentru România și suntem mândri că purtăm acea emblemă și această emblemă. La fel. Și tu trebuie să fii și un capitan. Eu sunt, da. Este într-un fel o onoare să joci pentru România și faptul că dai pur și simplu un gol. Ceva. Se pricep fetele la fotbal? Bine, vedeți că știu. Fetele româncele sunt foarte talentate. Bine, au și anul în față de băieți, driblează, pasează, șutează, deci tehnică o au foarte bună. Mingea stă mai mult în joc, ele nu prea pot să schimbe direcția, n-au forță ca băieții. Și n-au și talie, așa. Dacă româncele ar juca, noi avem temperamentul la ființe, să jucăm cum joacă, putem să spanioli, adică posesie, progresie, deci așa trebuie să le calificăm, zic eu. Cum e de un profesor să antrenezi adolescente? E și ușor și greu, adică trebuie să te adaptezi la ele, că sunt foarte, fiind la pubertate, sunt foarte irascibile, adică nu te ascultă nici părinți câteodată, vor să facă ce vor ele. De unde până unde fotbal? Păi, când eram mică am început să joc la școală și de acolo l-am rugat pe tata să mă ducă la o echipă de fotbal și m-a dus la Rapid, echipa de băieți, și de acolo am ajuns aici. Da? Da. Îți place la Dinamo? Da, îmi place. Tu cum ai început fotbal? Cum a venit ideea? Tot simplu, joacă în parc cu prietenii, jucam cu mingea. Jucai mai bine decât băieții? Da. Asta e... Tu? Eu stăteam foarte aproape de un teren de fotbal și mereu, fiecare zi eram acolo. Și clubul Balotești m-a luat și pe mine să joc cu băieții și de acolo am ajuns la Dinamo. Te-a remarcat de un profesor. Da, da. Dar e bine cu dreptul sau cu stângul? Cu dreptul. Stângul a și văzut cum Tu? Păi eu ieșeam afară mereu și ne jucam între prieteni, să spun așa, și îmi spuneau că nu-s bună și atunci l-am rugat pe tata să mă ducă la un club și de acolo a pornit totul. Ce preferați, o rochiță nouă sau o pereche de ghete? O pereche de ghete. O pereche de ghete. Toată ziua o pereche de ghete. O pereche de ghete, că rochile nu prea-mi plac. Fetele de la Under 17, pe primul loc, au primit astăzi din partea clubului un echipament de joc pentru ce urmează greu. Da, acum Craiova și multe altele. Cum le-a simțit pe fete? Cum când au îmbrăcat echipamentul? Păi asta e cel mai mare lucru, că și la femeile le plac să aibă ceva, nu, să fie ele elegante. Și echipamentul e frumos. E și scump, le-am zis. Nu mai le dau pe acasă, trebuie să le strâng. Ele doar umblă și pe stradă, doar și în loc de pijama. Au din asta.
Și sunt multe, fiind unele rapidiste, unele steliste, mai toate acum cu Dinamo. Dinamo a bătut să uite la meci. Le-am făcut dinamoviste, ce să zic. Sunteți pe primul loc cu Dinamo, da, la Under 17, da, cu Under 15 pe locul secund, dar da, echipa s-a calificat mai departe. Urmează meciuri mai grele acum. Credeți că puteți obține titlul de campioane? Dacă, greu, dar sperăm. Dacă toată echipa este concentrată și sperăm să facem un meci bun pentru a câștiga și a obține. Avem nevoie și de jucătoare. Da. Da? Da. Pe ce post? Fundaș. Da? Fundaș. Mamă, ne mănâncă piața. Păi și la prima echipă apărarea este punctul. Da. Cine e goalgetterul echipei? Raya. Da? Dai din toate pozițiile și da, cu stângul și cu dreptul. Mai ales cu capul. Și cu capul. Mai ales cu capul. Dau asisturile. Da. Contează cine le pune. Aia, da.